Mulțumesc mult și vă mulțumesc la toți că de astă vară încoace vă rugați în mod sistematic pentru mine, pentru familia mea și mulțumesc că ați pregătit cu rugăciune timpul acesta. Rugăciunile voastre au fost ascultate într-un mod la care voi nu vă așteptați. Dumnezeu a făcut niște lucruri speciale în viața noastră, în special în viața fiicei noastre, care a fost vindecată miraculos acum 2 luni de zile și de atunci s-au întâmplat încă multe alte lucruri în viața ei și în viața familiei ei, a soțului ei, și sigur, în viața tatălui ei și a mamei ei. Sunt aici împreună cu minunata mea soție, Elisabeta. Mulțumim lui Dumnezeu că la vârsta aceasta tânără ne ține în viață. De fapt, am spus 50 de ani, dar m-am gândit că am greșit, că eu am fost botezat în apă în 1951, în ultima duminică din iunie și în prima duminică din iulie am ținut prima mea predică. Asta încă nu împlinisem 17 ani. Și tot timpul studenției la Cluj am predicat, după aceea m-am dus la seminar la București, am fost 2 ani păstor la Timișoara, la Arad, la Speranța Arad, și apoi dezastru. Nu intru în partea aceea că nu încap toate, dar am intrat în întuneric și am fost 10 ani în întuneric. În anii aceia, departe de Dumnezeu, am făcut lucruri care nu trebuia să le fac, lucruri care îmi fac rușine și greu să mi le reamintesc eu. Oricum, Dumnezeu și în anii aceia m-a iubit. Și în anii aceia m-a iubit. Și El și în anii aceia a avut grijă specială de mine. Și mi-a trimis oameni ai Lui. În special, cel care a lucrat cel mai mult în timpul acela la viața mea a fost Richard Wurmbrand. El mi-a clarificat lucrurile care m-au dus la întuneric. El m-a ajutat să viu la lumină. Au mai fost câțiva oameni care m-au îndrumat în anii aceia, și treptat, treptat am început să mă duc din nou la biserică, la Cluj, unde eram profesor. Aveam însă acum o problemă. După tot ce am făcut, mai este iertare pentru unul ca mine? Eu însumi nu puteam crede că pentru unul ca mine mai este iertare. În 21 ianuarie 1968, după obiceiul meu, chiar și în anii aceia, eu mi-am ținut obiceiul de a mă scula dimineața la 5 și de la 5 la 7 să meditez. Și dintr-o dată, în timpul acela, mi-a apărut în față Domnul Iisus, real. Real. Și foarte interesant că imediat i-am spus: Doamne, Tu știi că acum mi s-au rezolvat toate problemele intelectuale. Acum știi că le înțeleg pe toate. Dar Doamne Iisuse, pentru unul ca mine mai este iertare? Foarte cald, cu voce adâncă și blândă și bună,
mi-a spus, eu am murit pentru toate păcatele tale. Și încet a dispărut. A fost real. Am simțit realitatea acolo. Și vreau să vă spun că dacă n-ar fi fost aceea, eu nu aș fi putut să mă mai ridic vreodată. A trebuit să am direct de la el garanția aceasta că toate păcatele mele au fost cuprinse în jertfa lui pe cruce și că el mi-a iertat toate păcatele mele. Câteva zile mai târziu, stând și meditând la ce s-a întâmplat, am luat cea mai importantă decizie în viața mea, pe care am formulat-o așa. Cel care a murit în locul meu este stăpânul vieții mele. El m-a cumpărat. Eu nu mai sunt al meu. De acum înainte, el va guverna această viață. Unde îmi cere el să merg, acolo voi merge. Ce îmi cere el să fac, aceea voi face. Și vreau să știți că aceasta o consider cea mai importantă decizie în viața mea, pentru că prin aceasta mi-am făcut obiceiul ca în orice situație să zic, oare, să nu zic oare ce-ar fi mai bine, ci să ridic ochii în sus și să zic, stăpânul vieții mele, ce vrei tu acum? Încotro vrei tu să merg? Și de atunci, de 42 de ani încoace, eu trăiesc pe baza aceasta că nu mai sunt al meu, că El dispune de viața aceasta. Iarăși, câteva zile doar au trecut și după aceea, stând înaintea lui, am spus, acum ce urmează? Și iarăși mi-a vorbit clar și mi-a spus, eu nu accept să am copii în secret. Eu vreau ca tu să faci public că te-ai întors. Să te duci la Biserica Baptistă din Iris, Cluj, unde ai fost cândva membru, să mărturisești public și ei să te ierte public, să stai la masa Domnului și abia atunci întoarcerea ta e completă. Era un mic element acolo, și anume, știam sigur că dacă fac lucrul acesta, mă dă afară din învățământ. Eram profesor la un liceu în Cluj. Luptasem mult să ajung acolo. Și eram convins că mă vor da afară. Dar în momentul acela n-a mai contat. Ci doar am spus, bine, Doamne, așa voi face. Și am făcut-o și așteptam să vină dat-o afară. Iarăși sar peste mai multe, s-au întâmplat multe schimbări politice în anul acela, a fost o perioadă de liberalizare, de mai mare deschidere și în loc să fiu dat afară, am simțit că s-ar putea să primesc pașaport să mă duc într-o vizită în Austria. Am făcut cerere. Și într-adevăr am primit vestea, vei primi pașaport. Și atunci am auzit o voce audibilă din senin. Aceasta e ca să te duci să studiezi în Anglia, într-un seminar de mâna întâi. Astea-s vorbele.
Eu n-aveam nici o idee să mă duc să studiez teologie. Eram mulțumit ca profesor. Am spus în seara aceea iubitei mele soții, am spus celui care era mentorul meu, un pastor, am spus la doi prieteni și toți au simțit, aceasta e de la Dumnezeu. Sar iarăși peste mai multe, un lanț de minuni s-au întâmplat. La 1 ianuarie 69 am plecat cu trenul spre Viena, am ajuns cu bine la Viena, am întâlnit acolo un pastor englez care mi-a zis, eu îți plătesc drumul până în Anglia. A făcut Dumnezeu o minune și consulul englez, dintr-o greșeală, mi-a dat viză pe 2 săptămâni în Anglia. Am ajuns în Anglia cu câteva zile înainte de plecare spre Viena, am întâlnit în Cluj un englez care mi-a dat cardul lui. Din Viena l-am sunat și am spus, uite, sunt în Viena, n-ai vrea să-mi trimiți o invitație să viu pe 2 săptămâni în vizită la voi. El a fost cel care mi-a trimis invitația. Când am ajuns la ei acasă, am constatat că el era un credincios carismatic, foarte carismatic, și el mi-a și spus, când i-am spus că vreau să mă duc la seminar, în engleză e puțin mai rimant, seminary, seminar e cimitir. Cum să te duci tu la un seminar să te bagi în cimitir? Mai bine rămâi cu noi. Eu nu știam ce să-i răspund, i-am spus, frate, în primul rând eu am viză numai pe 2 săptămâni. În primul rând trebuie să ne ocupăm de asta, cum prelungesc viza. A sunat ceva prieteni de-ai lui, iarăși pe scurt, a aflat că la Oxford este un profesor care ar putea să mă lumineze cum să prelungez viza. Erau cam la distanță de 3 ore cu mașina, m-a pus în mașină, hai să mergem acolo să vedem cum să se extinde în viza. Am ajuns la domnul profesor, i-am spus cine sunt, lui i-am spus ce voce am auzit și el imediat a zis, atunci locul tău e în seminarul baptist de aici, din universitatea noastră. Eu habar n-aveam că este așa ceva acolo. Și el imediat m-a trimis la șeful seminarului baptist. Și după ce i-am spus cine sunt, imediat el a spus, rămâi aici, ai bursă pe 3 ani de zile. Fratele care era cu mine, parcă s-a cufundat, pentru că vedea că mă scapă din mâini. Ne-am dus înapoi acasă la el, a adunat un grup de frați și au început să slujească, să cânte, să se roage. Acolo am simțit că e un mediu sfânt. Și dintr-o dată le-am mărturisit păcatul meu pe care îl consideram cel mai greu, că eu am colaborat cu securitatea. Și le-am mărturisit, m-am prăbușit în genunchi, ei și-au pus mâinile peste mine și eu am început să vorbesc în limbi. Am fost botezat cu Duhul Sfânt. Nu săriți în sus? Sunteți penticostali, ar trebui să ziceți aleluia, îi de-a nostru.
A fost pentru mine o mare descătușare, a fost o mare eliberare, desigur a fost umplere. Acum a venit momentul încercării, pentru că era clar că e un grup de oameni ai lui Dumnezeu. Și ei au stăruit de mine să nu merg la Oxford, să rămân cu ei. Le-am spus așa, eu nu știu. Domnul, când am plecat de acasă, mi-a spus că trebuie să mă duc la un seminar. Am să iau 3 zile de post. Dați-mi, vă rog, 3 zile și după 3 zile îl întreb pe Domnul și să văd ce îmi va spune. Am stat 3 zile în post și în rugăciune. După 3 zile l-am întrebat pe Domnul și răspunsul a fost clar. Eu te-am trimis pentru un anumit lucru. Stai pe calea pe care ți-am croit-o. Du-te la școală. Din nefericire, când i-am spus la fratele acela răspunsul, el n-a avut un gest frumos, mi-a spus, sunt dezgustat de tine, pleacă din casa mea. Între timp eu făcusem cunoștință cu alți 2 pastori și ei, am sunat pe unul dintre ei și ei au aranjat să mă duc să mă mut în altă parte și apoi să pot merge la școală. Eu am continuat câteva vreme să vorbesc în limbi, să mă rog în limbi, dar uitându-mă în urmă și căutând să explic lucrurile, eu nu neg ce s-a întâmplat, ci păstrez ca o comoară ce s-a întâmplat. Dar pe mine Dumnezeu m-a făcut dascăl. Pe mine Dumnezeu m-a făcut să înțeleg și după ce înțeleg să învăț pe alții să înțeleagă. Și am văzut că relația mea cu Dumnezeu trebuie să fie o relație a uneia care vrea să înțeleagă și apoi să învețe și pe alții. Pentru mine, cele 2 ore de dimineață, de la 5 la 7, sunt orele cele mai sfinte. Sunt orele mele de părtășie cu Dumnezeu. Și eu acum îi învăț pe mulți părtășia cu Dumnezeu, am chiar și un curs intitulat Părtășia cu Dumnezeu. În propria mea practică, de cele mai multe ori, după ce citesc cuvântul și încep să meditez, cum zice în Psalmul 119, versetul 148, o iau înaintea străjerilor și mă gândesc adânc la cuvântul tău. Și când eu încep să meditez, Duhul Sfânt începe să-mi vorbească. Și eu totdeauna am aici, la începutul Bibliei, am hârtie de scris. Și scriu ce mi-a vorbit Duhul. Și, uite, de exemplu, din 7 a 11, ce mi-a vorbit Domnul în dimineața aceea. Totdeauna notez și data și unde am fost. Domnul Iisus citează din Deuteronom 8, vorbind cu diavolul. Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu fiecare cuvânt care iese de la Dumnezeu. Când Duhul Sfânt îmi vorbește, eu simt că trăiesc. Este cea mai mare bucurie că El îmi vorbește. Și scriu.
Tot ce am scris eu de-a lungul anilor e scris după dictare. E scris pentru că stau înaintea Domnului și El îmi vorbește. Alte ori simt că Domnul e acolo. Simt prezența Lui reală. Săptămâna trecută când am avut o asemenea, a fost ca și o electrocutare. I-am simțit prezența așa ca și când s-au atins două sârme și a ieșit și am simțit, e aici. Când se întâmplă asta, eu mă întâlnesc cu cea mai frumoasă ființă din univers, care îmi spune prin Isaia 62:5, cum se uită un mire la mireasa lui, așa mă uit eu la tine, cu atâta drag. Și el îmi spune că mă iubește. Și eu îi fac declarații de dragoste prin cuvinte din cântarea cântărilor. Prea iubitul meu, el mă dorește pe mine și eu sunt a lui. Și dacă vă spun că relația noastră acolo e relația aceasta intimă între un mire și mireasă, poate unii nu veți înțelege, am scris acestea în cartea mea, Umblarea cu Dumnezeu, și cineva recent le-a luat și le-a pus pe un blog și și-a bătut joc. Auzi, ce fel de om e acesta? Sunt lucrurile cele mai intime ale vieții mele. Mă duc la întâlnire cu cea mai frumoasă ființă din univers, care este soțul meu. Vezi pentru aceasta Ieremia 31:34. El este mirele meu, după Noul Testament. El e prea iubitul inimii mele. Și avem această relație de dragoste în care eu mă deschid lui și el mă umple și îl mănânc și îl beau și mă dăruiesc lui și el mi se dăruiește mie. Lucrurile acestea sunt greu de pus în cuvinte și nici nu punem în cuvinte totul. Pentru că sunt lucruri prea sfinte ca să fie puse în cuvinte. Pentru mine, important e că în relația asta, eu tot timpul înțeleg cu cine mă întâlnesc, înțeleg ce se întâmplă, pentru că Dumnezeu m-a făcut învățător. Și învățătorul după aceea trebuie să învețe și pe alții. Eu trebuie să înțeleg eu ce se întâmplă ca să-i pot învăța pe alții, să le spun, uite cum se face, uite spre ce țintești, uite ce poți să trăiești. Pentru că eu înțeleg, Pavel zice, că se roagă cu mintea. Asta e părtășia aceasta înțeleasă. E adevărat că uneori prezența aceasta a lui e atât de vie încât mă ridic și mă proștern cât sunt de lung pe covor și stau așa în închinare. Mă închin așa lui, în adorare, pentru că simt că trebuie să exprim în modul cel mai clar că nu mi-aparțin, că s-a lui și mă închin lui și prezenței lui acolo. Acum,
Dacă vă uitați în Ezra 7 cu 10, e unul din textele jaloane pentru mine. Ezra era un cărturar. Ezra era în Babilon și Ezra a adunat cărțile Bibliei și el a făcut Vechiul Testament. Și Ezra spune așa, el și-a făcut trei scopuri. Unu, să aduncească scripturile, să le studieze în adânc, să înțeleagă în adânc. Doi, să le trăiască el. Și trei, să învețe pe alții, să le înțeleagă și să le trăiască. Aceasta e definiția unui învățător. Aceasta e cariera mea, ființa mea, să mă adâncesc în Sfintele Scripturi, să le înțeleg și apoi să le trăiesc. Niciodată nu pot să predic o predică dacă n-am trăit-o. Trebuie să pot spune, oameni buni, lucrează, faceți așa că merge. Și după aceea, deci după ce am pus eu la probă, după aceea pot să-i învăț pe alții. În Luca, adică în Matei 3 cu 11, Ioan Botezătorul ne spune că Domnul Iisus ne va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Pentru botezul cu foc sunt tare multe teorii. Eu vreau să vă spun cum înțeleg eu. Am ajuns în Anglia, am început să studiez în Anglia. Pentru prima dată în viață eram în lumea liberă și mi-am zis, în sfârșit sunt liber să-mi aleg eu pe ce cale să merg. Și în clipa aceea am auzit vocea. Ești liber să-ți alegi calea? N-ai spus tu că tu nu ți-aparții? Tu nu mai ești al tău. Oh, înseamnă că trebuie să te întreb pe tine unde mă duc de aici. Probabil că cel mai greu test pentru mine a fost când a venit mentorul meu, omul pe care l-am iubit toată viața, Richard von Brand, a venit la Oxford și a stăruit de mine să mă duc cu el în America. Și eu mă rugasem și de câte ori m-am rugat, Dumnezeu mi-a făcut clar, tu te duci înapoi la frații tăi. Și i-am spus, nu pot să viu, pentru că Domnul îmi spune să mă duc înapoi la frații mei. Bine, omule, dar te bagă la pușcărie, tu ai fugit, tu ai venit fără aprobare. Știu, dar Dumnezeu îmi spune să mă duc înapoi. Și am venit. Când toată lumea zicea, domnule, e o tâmpenie, după ce ai ajuns în lumea liberă, să te mai duci în închisoarea comunistă. Dar țineți cont că eu am declarat că nu mai sunt al meu și la fiecare bifurcație îl întreb pe stăpân, încotro să mă duc. După ce am revenit și după ce m-am apucat de predicat, la un moment dat Dumnezeu mi-a spus, scrie. Și am scris materialul acela intitulat Cine își va pierde viața. Și știam că pentru asta s-ar putea să mă ucidă. Și am scris Manifestul Creștin și am scris altele. La fiecare știam pentru asta mă vor ucide. Acelea au fost botezul meu cu foc. De câteva ori, împreună cu scumpa mea soție, ne-am dus pe genunchi și am spus, Doamne, știm că pentru asta s-ar putea să ne omoare. Noi ne punem viața pe altar.
facă-se voia ta și noi mergem înainte așa cum ne spui tu. Acela a fost botezul cu foc. S-a întâmplat după aceea un alt fapt care a fost piatră de hotar. În iunie 1976, dintr-o dată am avut o viziune cum se va prăbuși comunismul dintr-o dată. Dumnezeu a lucrat ca în 81 să fim dați afară din țară și repede am ajuns, de mi s-a oferit să lucrez la Europa Liberă, la programele acelea de duminică, și am început să spun, comunismul se va prăbuși dintr-o dată. Și fraților, nu vă supărați, dar toți prorocii ziceau că prin comunism vine sfârșitul lumii. Comunismul e fiara. Toți experții ziceau, comunismul va birui peste tot în lume. Numai Iosif Țon zicea, nu e așa, comunismul se va prăbuși brusc. Este un articol publicat într-o revistă din Washington, un mare profesor de istoria creștinismului povestește cum prin 85 el era profesor la Wheaton College, lângă Chicago, și cum toți experții spuneau că se va prăbuși comunismul, dar a apărut un român acolo, pe nume Iosif Țon. Și el ne-a spus că se va prăbuși comunismul brusc. Și m-am uitat la el și am spus, domnule, cum îndrăznește omul acesta să vorbească împotriva tuturor experților? Și după câțiva ani s-a întâmplat exact cum a spus el. O altă viziune a fost că se va destrăma Uniunea Sovietică. Și am spus așa aceea la Europa Liberă. Și iarăși lumea spunea, domnule, e imposibil, aia e colos, care nu se poate prăbuși așa cum zici tu. Fac mai pe scurt. Dumnezeu de mai multe ori mi-a arătat ce se va întâmpla. Fraților, acesta e darul profeției. De fapt, însuși faptul că Dumnezeu vorbește și tu auzi și poți spune, iată ce mi-a spus Domnul, e parte din fenomenul profeției. Eu cred, cu toată ființa mea, că darurile miraculoase n-au încetat, cum zic unii. Ele sunt active și asta o spun de ani de zile că eu le cred pentru că le trăiesc. Așadar, mi-am notat punctele principale ca să nu le pierd. Dumnezeu iarăși mi-a schimbat direcția vieții după ce am venit în țară. După ce 6 ani am investit în visul vieții mele, să fac o universitate creștină. Și Dumnezeu mi-a arătat unde e locul. Și Dumnezeu mi-a dat banii necesari și am clădit. Și auziți, dacă ar fi legat 10 tractoare și 10 buldozerele ca să mă scoată din Oradea, nimeni n-am ar fi putut scoate. Pentru că acolo era visul vieții mele. Dar vedeți că eu m-am vândut. Și într-o duminică, la sfârșitul octombrie 1996, eram în anvon la Biserica Mare Emanuel din Oradea, unde eram păstor. Și Dumnezeu a început să îmi vorbească. Și pentru că a vorbit mai mult, am luat hârtie și am început să scriu. Ieși din Oradea.
și dedică-te cursurilor de viață spirituală. Scrie, scrie, era mai mult. Și ultimul, scrieți demisia din funcția de păstor în această seară. Deci, în seara aceea mi-am scris demisia și am citit-o prea iubitei mele soții. Nimeni n-a putut crede. Ce e asta? După ce ai clădit atâta, da, era simplu, mi-a vorbit Domnul și dacă mi-a vorbit Domnul, eu zic, da, Doamne, și le las toate la alții și eu plec. Cum am zis eu atunci, plec pe coclauri. Și am început viață de pelerin. Săptămână de săptămână, din loc în loc, și nu e ușor. Și uite, felul ăsta de viață îl am de atunci până acum. Și nu e ușor ca într-o săptămână să stai aici, într-o săptămână în altă parte și după aia în altă parte. Gândiți-vă, surorilor, cât trebuie să împacheteze soția și să despacheteze și să le aranjeze și după aceea săptămâna viitoare schimbăm domiciliu. Și mergem în altă parte și iar împachetat și despachetat. Și să fie toate gata pentru că soțul trebuie să fie scos din cutie. De 14 ani. Și nu-i greu pentru că așa zice șeful. Așa zice proprietarul. Și când zice el, nu-i greu, pentru că el dă și puterea. Bagă de seamă, când el îți dă porunca, tu ascultă-l că vei vedea că îți dă și puterea să o împlinești. Acum, cam acesta e pelerinajul meu și aceasta e mărturia mea. Ce m-a determinat dintr-o dată să public toate astea? S-a întâmplat minunea cu fiica noastră. Și minunea cu fiica noastră este că s-a vindecat de o boală grea, care a primit-o la nașterea primului copil, alergie la gluten. Care înseamnă că dacă un firicel de făină de grâu intră în sistemul tău, sunt niște dureri îngrozitoare. A intrat într-un grup carismatic și în grupul acela a început treptat să înțeleagă că e posibilă o vindecare. N-am știut ce face, dar eu eram la Zalău, la cursuri, când i-a dat telefon lui fratele Demeter la Felix și fratele Demeter a început. Hai să vedem ce probleme spirituale ai. Și le-a identificat. Și a identificat duhurile acelor probleme. Și a avut loc o eliberare. Amin. Și când s-a terminat eliberarea, a venit vindecarea. Amin. Frați iubiți, vindecare de alergie de gluten nu se cunoaște. Fiica noastră a fost complet vindecată, soțul ei e medic și foarte interesant, când ea i-a spus am fost vindecată, el simplu a luat, i-a spus copilului, du-te și adu niște pâine. Și poftim, mănâncă. Și a mâncat. Amin. Și n-a murit. Amin. Și de atunci mănâncă, acum s-a mai întâmplat ceva.
S-a dus în continuare la grupul acela, un grup de surori, și într-o zi, acolo la grupul acela, a fost botezată cu Duhul Sfânt și a început să vorbească în limbi. Acum, ea nu știa ce s-a întâmplat cu mine. Ea se speria, s-a speriat, ce va zice tati? Și eu am spus, și mie mi s-a întâmplat. Și acum, pentru că ea e așa, ce să fac? Eu să stau ascuns? Am stat de vorbă mai mult cu fratele Demeter, am înțeles câteva lucruri despre mișcarea străjerii. Și am înțeles că aceasta este o mișcare de trezire spirituală, în special în bisericile baptiste și în cele pentecostale, dar în special în cele baptiste. Și am înțeles că mișcarea aceasta are nevoie de învățătură mai multă, de consolidare în cuvânt. Și în cele din urmă Dumnezeu a zis, aici trebuie să intri. Și săptămâna trecută, întâi am spus fratelui Demeter, viu cu voi. Viu cu voi. Și apoi am publicat și pe internet și unii ați deja știți și a început vâlva că fratele Țon s-a asociat cu mișcarea străjerii. Acum să vedeți ce va fi după seara aceasta. Dar eu am învățat două lucruri. Unu, că eu nu mai sunt al meu. Și am învățat că atunci când El îmi vorbește, eu să ascult. Și a venit vremea, prin fiica mea, să scot și eu la iveală totul. Și să spun, iată cine sunt, fiica mea n-a luat o raznă. Fiica merge pe urmele lui tata. Și suntem împreună o singură unitate. Așadar, dragii mei, acesta sunt eu. Mă primiți între voi? Cine sunt eu? Vreau să știți în continuare. Eu sunt un baptist, un teolog baptist, predicator baptist, dar carismatic. Carismaticii cred în darurile Duhului Sfânt și nu se sfiesc să le aibă și nu se sfiesc să spună când le au. A fost vremea să spun total cine sunt și pe ce direcție merg. Probabil însă că de acum îmi va fi mai ușor să vă vorbesc vouă pentecostalilor. Pentru că voi aveți un defect. Unu. Ziceți că dacă n-are botezul cu Duhul Sfânt, nu-i complet. N-ai nimic, se întâmplă. Okay. I-a spus bunica să fie cu minte că fratele Țon e învățător. Da, se întâmplă câteodată și așa ceva. Deci, acum vă e mai ușor să mă primiți și eu sunt învățător. Slujba mea e în continuare de învățător. Acum cred că sunteți mai deschiși să mă primiți ca învățător. Așadar, în 1996, octombrie, cred că a fost 23 octombrie, duminica, Dumnezeu mi-a vorbit să las Oradia și să pornesc
să țin cursuri de viață spirituală. Ce e aceasta? După ce ne-am întors la Dumnezeu, după ce am trăit toate lucrurile de la început, am fost botezați, în Duhul Sfânt, ce urmează după aceea? Cum se trăiește viața după aceea? Am constatat că noi n-avem nici baptiștii, nici pentecostalii, nici alții, nu avem manual de trăire creștină. Avem Biblia, dar asta trebuie sistematizată pentru noi. Și 9 ani de zile am tot dezvoltat cursurile acestea de trăire cu Dumnezeu. Cred că l-am ținut cel mai deplin la Biserica Elim de aici, din Timișoara, și la Biserica Baptistă din Cluj-Mănăștură. În acele două locuri am simțit că le-am făcut mai rotund, mai complet. Și după aceea le-am adunat și le-am contopit și s-a făcut cartea aceasta, Umblarea cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus, sub călăuzirea Duhului Sfânt. În titlu i-a pus totul. Cum să umblu cu Dumnezeu? Cum să trăiesc cu Dumnezeu? Ca să pot să înțeleg asta, trebuie să înțeleg ce însemnează unirea cu Hristos. Și să înțeleg ce înseamnă să fii călăuzit de Duhul Sfânt. Să-L auzi. Și să pot zice, în business-ul meu, în compania mea, iată ce îmi spune Duhul Sfânt să fac. În relațiile mele cu sora care mă vorbește de rău, iată cum trebuie să trăiesc. În toate situațiile, eu umblu cu Dumnezeu, în unire cu Domnul Iisus, sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cartea aceasta devine manual de trăire creștină. Astă vară a apărut o carte în America, a fost tipărită aici în România, dar s-a vândut numai acolo, nu știu de ce, care mă atacă. Și mă atacă furibund, dacă cartea e tare încurcată, e greu de înțeles, dar sunt două lucruri esențiale care le-am putut culege, care îl supără. Unu, că Dumnezeu îmi vorbește. Dumnezeu nu mai vorbește azi nimănui. Din moment ce s-a scris Sfânta Scriptură, acolo e tot. Noi numai citim și nimănui nu mai vorbește direct Dumnezeu. Acesta e primul lucru cu care s-a atacat, pentru că cei care zic că darurile miraculoase au încetat, în primul rând sunt le-i frică de lucrul acesta, că vine cineva să spună, uite ce mi-a spus Dumnezeu. Și în seara aceasta, nu știu de câte ori am zis, Dumnezeu mi-a vorbit, Dumnezeu mi-a spus. Toată viața mea o trăiesc în bucuria faptului că am părtășie cu un Dumnezeu viu, căruia îi vorbesc și care îmi vorbește. Aceasta e frumusețea vieții creștine, că mă întâlnesc cu un Dumnezeu pe care îl iubesc și care mă iubește și stăm de vorbă și eu îi vorbesc și el îmi vorbește. Al doilea lucru care i-a supărat a fost relația aceasta de dragoste, pusă în cuvinte din Cântarea Cântărilor. I-a deranjat.
ce e această intimitate? Și au început să-și bată joc de ea. Nu-i nimic. Săracii de ei. Ei nu știu. Ei nu știu că Dumnezeu, în primul rând, ne-a spus, vreau să mă iubiți cu toată inima, cu tot sufletul, cu toată ființa voastră și vreau să știți că eu vă iubesc așa de mult încât dau și pe Fiul meu pentru voi. Relație de dragoste. El mă iubește și eu îl iubesc. Așadar, lucrurile acestea supără pe unii. Și ne vorbesc de rău. Da, nu-i nimic, suntem obișnuiți. Lucrul, deci, principal a fost acesta, că noi avem relație cu Dumnezeu prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt. De fapt, studiind pentru cursurile acestea, lucrul pe care mi l-a revelat Dumnezeu cel mai frumos a fost să văd că Dumnezeu e o trinitate de persoane. Am văzut aceasta în Evanghelia după Ioan. În Evanghelia după Ioan, Domnul Iisus tot mereu vorbește de Tata, de Fiul și de Duhul Sfânt. Tata face așa, Fiul face așa, Duhul Sfânt face așa. Și toți trei sunt descriși în modul în care se relaționează unul la altul, se leagă unul de altul, se raportează unul la altul. Și când am văzut lucrul acesta, vreau să spun că a fost ca un extaz. Tata care trăiește pentru Fiul lui, că tot ce are de Fiul lui și se bucură de Fiul lui și își găsește toată plăcerea în Fiul lui, nu face nimic decât pentru Fiul lui și prin Fiul lui. Fiul care tot timpul se uită la Tata și face numai ce-l vede pe Tata că face și face numai ce îi spune Tata să facă. El face numai voia lui Tata. Și Tata și Fiul, care tot ce fac, fac prin Duhul Sfânt. Duhul Sfânt este legătura de dragoste între ei și Duhul Sfânt este agentul lor, la amândoi în lume, pentru că Duhul Sfânt e Duhul Tatălui și Duhul Fiului. Și te uiți la ei așa, trei persoane, sunt persoane, care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Legăturile dintre persoane, felul cum acționează unii față de alții, noi le numim relații. Ce relații ai cu tare sau cu cutare? Prietenie, dușmănie, apropiere, distanță. Cel mai frumos lucru între persoanele din Sfânta Treime sunt relațiile. Relațiile acestea în care fiecare trăiește pentru ceilalți doi. Fiecare zice, eu pentru voi sunt aici, eu pe voi vă înalț. Acum fiți atenți, dintr-o dată, când ai văzut frumusețea asta, te duci la Ioan 14 și auzi acolo pe Domnul Iisus. Eu v-am dat toate învățăturile mele, v-am dat toate poruncile mele, v-am dat toate cuvintele mele, acum ascultați. Dacă mă iubiți, veți trăi după învățăturile mele. Dacă mă iubiți, de 5 ori repetă în capitolul 14 și 15, dacă mă iubiți, veți trăi după poruncile mele. Cine are poruncile mele și le face, acela mă iubește. Dacă mă iubiți, luați învățăturile mele și le trăiți. Și apoi ascultați. Dacă aveți învățăturile mele și le trăiți, noi facem
următorul lucru. Eu personal viu să locuiesc în voi. Eu aduc pe Duhul Sfânt să locuiască în voi. Eu îl aduc pe Tata să locuiască în voi. Ce e asta? Aceste trei persoane, atât de minunate, îmi spun, știi, noi când te-am făcut, te-am făcut cu capacitatea să ne primești pe toți trei în tine. Wow! Noi te-am făcut așa ca tu să ne poți primi pe toți trei. Noi umplem universul. Noi am creat universul, noi suntem mai mari decât universul. Dar în Isaia 57 citim că Dumnezeu, care nu-i cuprins de tot universul, mai locuiește într-un loc, într-o inimă smerită și zdrobită. Pe Dumnezeu îl găsești în slavă cerească și într-o inimă smerită și zdrobită. Zdrobită în sensul în care zice, eu nu mai sunt stăpânul meu, eu m-am vândut ție, tu ești șeful meu. Domnul Iisus ne învață că noi suntem făcuți cu capacitatea aceasta să-i primim pe toți trei. Și acum fiți mai departe atenți. Aceste trei persoane ne-au făcut cu gândul, cu planul, ca în viitor, în lumea cealaltă, să locuim împreună cu ei. Să fim și noi ca Domnul Iisus, fii ai Tatălui. Să locuim cu ei și să fim stăpâni peste tot cosmosul. În unire cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Tot timpul în unire cu Tata, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Fii atent! Ei vor să ne tragă în ei și între ei. Vrei să vii să trăiești cu noi? Pentru asta trebuie să înveți să fii ca noi. Curat ca noi, sfânt ca noi, bun ca noi, plin de răbdare ca noi, cu capacitatea de a te dărui, cu capacitatea de a uita de tine și de a te preocupa de ceilalți. Noi vrem să semeni cu noi, chipul nostru să fie în tine. Fii atent, ca să poți locui cu ei, trebuie să semeni cu ei, să te potrivești cu ei. Dacă vreți un cuvânt mai modern, să fiți compatibili cu ei. Cineva a făcut următoarea imaginație. Să presupunem că tu ești unul din alea care, pentru care nimic nu-i bun. Totdeauna bagi vină la toate. Totdeauna zici, și aia să găsiți-o, și ăla vrea, totdeauna vrei să tragi în jos, totdeauna murmuri, totdeauna bași de vină. Acum ăștia nu sunt la apele vii, ăștia sunt pe la Oradea. Pardon, la București. Să presupunem, zice el, că ești așa și din greșeală ajungi în cer, din greșeală. Și cum ajungi acolo, cu firea asta ta de cârcotaș, imediat te uiți la toți, cum fiecare e atent la ceilalți, fiecare înalță pe ceilalți, zici, uite, domnule, ce lingăi, uite ce... serviabile, așa, ce slugarnici sunt. Păi, dar asta e fals, asta e numai o formă.
Și cineva observă și zice, domnule, neata nu te potrivește aici. Du-te dincolo, acolo jos, că acolo toți se ceartă tot timpul, acolo toți se mănâncă unul pe altul, toți se trag în jos unul pe altul. Acolo te potrivești. Și când ajunge acolo, zici, ce bine că nu m-au lăsat acolo. Era groaznic acolo, nu mă simțeam bine acolo. Aici, nu-i groaznic gândul ăsta să nu te simți bine în cer, pentru că tu nu te potrivești acolo. Ce caracter ai tu acum? Crezi că cu caracterul acesta și cu comportamentul acesta te poți duce acolo? Să zic că bine ai venit, că s-ameni cu noi. Trei persoane în relații perfecte, Tata, Fiul și Duhul Sfânt, care mă vor pe mine între ei. Dar pentru asta trebuie să mă potrivesc cu ei, să seamăn cu ei, să învăț respectul față de ceilalți, să învăț să mă dăruiesc celorlalți, să înalț pe ceilalți. Lucrurile astea ne învață Domnul Iisus. Învățăturile Domnului Iisus din Evanghelie, numai aceasta urmăresc, să ne facă cum e Tata, cum e Fiul și cum e Duhul Sfânt. Școala Domnului Iisus e o școală care să ne pregătească să ne potrivim acolo. Iată de ce învățătura Domnului Iisus trebuie să devină baza vieții noastre. Vreau să vă spun că atunci când Domnul Iisus și-a luat ucenici, ei l-au numit rabuni, adică rabii. Rabinii își țineau studenților 10 ani în școală. Domnul Iisus i-a ținut 3 ani și jumătate. Să vedeți imediat de ce e mai scurt. Un rabin, în primul rând, te învăța pe de rost tot Vechiul Testament. Ați auzit? Pe de rost tot Vechiul Testament. După aceea, rabinul spunea, fiecare verset are 4 explicații la 4 nivele de profunzime. Tu trebuie să știi pe de rost fiecare verset din Scriptură și trebuie să știi cele 4 explicații la fiecare verset. Pe de rost. Că nu prea aveau atunci caiete și erau numai suluri pe vremea aceea. Totul trebuia învățat pe de rost. Acum Domnul Iisus avea o altă învățătură. Îi învăța și Vechiul Testament să vadă tot ce scrie în Vechiul Testament despre el. Și după aceea, ce fel de oameni așteaptă el să fim noi? Domnul Iisus i-a învățat pe de rost totul, ca orice rabin. Când un rabin vedea că studentul lui știe pe de rost tot ce știe el, el zicea, colega, de astăzi ești rabin. Domnul Iisus spune, orice ucenic desăvârșit, adică care a absolvit școala, e ca învățătorul lui. În clipa aceea, Domnul Iisus, ca orice rabin, zice, acum ești tu rabin, tu ești învățător. Du-te, ia-ți ucenici și ce faci cu ei? Îi înveți tot ce te-am învățat eu. Doamne, dar oare vom ține noi minte? Nu vă necăjiți. Duhul Sfânt are funcția aceasta, să vă aducă aminte tot ce v-am învățat eu.
Cum poți să-ți aduci aminte dacă n-ai pus în minte? Și mesajul acesta pentru cei tineri, acum 30 de ani, când veneam pe aici, pe la Timișoara, și spun și securitatea turba de furie că circul atâta, le spuneam tinerilor, luați cuvântul lui Dumnezeu, sorbiți-l, mâncați-l, memorați-l, până și sângele vă devine biblicizat. Până și sângele să vă fie biblicizat. Asta a spus-o un predicator englez odată, Spurgeon. Deci, învață în special Evangheliile. Pe de rost. Nu-i mare lucru să înveți Evanghelie pe de rost. Eu mi-am crescut mulți studenți. Unul dintre cei mai străluciți e Radu Gheorghiță. Radu Gheorghiță și-a luat doctorat la Cambridge, în Anglia, și băiatul acesta, acum e profesor la un seminar în America, știe pe de rost tot Noul Testament în românește și în grecește. Noul Testament e scris în greacă. Și el a zis, nu mi-e suficient să-l știu în românești, eu vreau să-l știu în original, pe de rost. Cum a învățat? Are 5 copii. Și una din datoriile lui în familie e călcatul hainelor. El calcă rufele în familie. E savant. Dar el calcă rufele. Și înainte de a călca rufele, ia un verset pe care nu-l știe încă bine. Îl scrie pe o hârtie mare, cu litere mari, îl pune într-o pioneză unde are el locul pentru asta și începe călcatul. Și memorizează. Sper că nu arde hainele cu fierul. Dar ne-a povestit că așa memorizează el Scriptura. Prin urmare, nu stă numai în fotoliu lui și învață. Calcă rufele la 5 copii. Fiecare dintre noi poate face asta. Este acum testamentul înregistrat. Poți să calci, să gătești și să citești, să auzi de pe bandă, pe casetă, pe CD. Sau să-l pui în mașină și când mergi cu mașina, să, în loc să te gândești la altceva, auzi texte biblice. Dumnezeu ne-a spus, scrie textele pe ușă, pe unde știi tu, pe filacterii, pe bucățele de pânză și le pui pe frunte ca să le vezi. Dumnezeu a dat instrucțiunea aceasta. Noi trebuie să memorizăm cuvintele Domnului Iisus. Băgați de seamă, sute de ani învățătura Domnului Iisus a fost lăsată deoparte. A fost o teorie, în special în America, că sunt două evanghelii. Una evanghelie a împărăției spusă de Domnul Iisus și alta evanghelie a Harului lui Pavel. Noi nu mai suntem sub evanghelia lui Iisus, că asta e lege. Noi suntem numai sub har. Numai Evanghelia lui Pavel e valabilă. Dacă nu vă vine să credeți, luați cartea aceasta, Evanghelia după Iisus, de John MacArthur. Și veți vedea aici, de fapt am aici și cartea lui John Stott, Crucea lui Hristos, cea mai completă explicație
a rostului morții Domnului Iisus în cartea aceasta. Și cărțile astea nu trebuie să fie absente din biblioteca la niciunul dintre noi. Vreau să vă spun ceva ciudat. Când le-am făcut, cu 20 de ani, am primit o donație specială și am făcut din fiecare 25.000 de exemplare. Nici astăzi nu le-am terminat de vândut și mai avem încă vreo 5-6 cărți așa, făcute atunci fără să-mi dau seama că piața românească nu poate să le absorbă. Și până la urmă trebuie să ne golim magazia de ele. Și-s legate toate într-un singur pachet și pachetul întreg îi dat, mi se pare, cu 30 de lei. Pur și simplu date așa, luațele. Deci, duceți-vă la frații de la masă și spuneți, aș vrea să am și eu pachetul ăla, ca să acolo e Biblia și viitorul și încă altele. Și vreau să știți că umblarea cu Dumnezeu e dată și ea la preț scăzut. După câte știu eu, era vândută cu 45 de lei, acum așa cred că o dau cu 20 de lei, ca să puteți accesați tot la ea. Ce am vrut să spun? Încercare de a pune deoparte învățătura Domnului Iisus. Nu-i suficientă crucea. Nu-i suficient să credem în jertfa Domnului Iisus și mergem în cer. Nu-i nevoie să-L ascultăm pe Domnul Iisus. Aceasta e o rătăcire extraordinară, groaznică. Și am ajuns să văd că lucrul cel mai important în lumea asta e să pun în centru gândirii noastre învățătura Domnului Iisus. Și pentru asta am scris o carte intitulată Bunătate, cu subtitlu O teologie bazată pe învățăturile Domnului Iisus. Lângă umblarea cu Dumnezeu, pentru mine acum a doua carte de aceeași mare importanță e cartea despre bunătate, cartea despre învățăturile Domnului Iisus. Dar e numai volumul 1. Sper că anul viitor să pot să scriu și volumul 2. O să vă spun zilele astea cam care sunt învățăturile care lipsesc de aici, care acum le-am văzut că lipsesc. Învățăturile Domnului Iisus sunt prea grele. E adevărat că sunt foarte pretențioase. Îți ridică ștacheta sus. Sunt imposibile. În seara aceasta vă mai spun numai o singură idee și apoi cu asta vreau să încheiem pentru seara aceasta. Oare sunt imposibile? Din tot ce v-am spus, poate asta e lucrul cel mai important ce urmează acum. Apostolul Petru era cu ucenici în barcă, era noapte, era furtună, Iisus nu era cu ei, și dintr-o dată au văzut o nălucă. Și năluca aceea le-a spus, sunt eu, Iisus, nu vă temeți! Și Petru spune, Doamne, dacă ești Tu, Iisus, poruncește să viu la Tine pe ape. Vino! Și el pornește pe ape. Ce a vrut să zică Petru? Dacă ești tu Iisus, poruncește-mi să vin la tine pe ape. Fiți atenți la logica lui Petru. Petru trăise un alt eveniment special. Într-o zi Iisus a venit în barca lui și a spus, Petre, vreau să folosesc barca ta drept amvon. Mulțimile stau pe țărm și eu din barcă le vorbesc. Câteva ore a vorbit așa, apoi a terminat și spune Petru, acum e vremea de pescuit. Împinge barca, aruncă mrejele. Doamne Iisuse,
Nu te supăra, eu am pescuit toată noaptea acolo. Nu sunt pești aici. Dar dacă tu zici, eu arunc brejele. Și cum arunc rame, am simțit o zvâgnitură și atâția pești au venit că el a trebuit să facă semn la alți pescari. Hei, haideți, haideți că nu pot. Aici nu sunt pești. Dar când tu spui să arunc neaja, vin pești. Tu ești Dumnezeu. Și s-a prăbușit, Doamne, du-te la mine, eu sunt păcătos. Dar a înțeles, dacă el îmi spune să arunc plașa, unde nu sunt pești, el face să vină pești. Doamne, dacă tu îmi spui să viu la tine pe ape, tu poruncești apei să mă țină. Dacă tu îmi spui, Petre, vino pe apă, tu spui și apei, apă, ține-l. Un alt exemplu. Erau 5.000 de bărbați, plus femei, copii, au ascultat toată ziua învățătura lui Isus, s-a făcut foame. Dați-le să mănânce, le-a spus ucenicilor. Ucenicii au zâmbit, Doamne, n-avem decât 5 pâini și 2 pești. Nu-i nimic, dați-le să mănânce. Pe cum? Dați-le să mănânce, ale 5 pâini. Și ei zis, bine, și-au început. Și-au dat, și-au tot rupt și-au împărțit, rupt și-au împărțit, rupt și-au împărțit. Și s-au săturat toți. Și ca să le arate că s-a întâmplat ceva acolo, Domnul Iisus spune, acum vedeți că au căzut pe jos coji, colțuri de pâine și adunați-le. 12 coșuri. Mai mult decât au împărțit ei. Ei au avut 5 pâini. Când ascultăm de Domnul Isus și împărțim pâinile, El are grijă să le mulțească. Trei locuri unde învățăm lucrul acesta. Când Domnul Isus îți poruncește ceva, El are grijă ca lucrul ăla să devină posibil. Niciun cuvânt de la Domnul Isus nu vine fără putere. Cuvântul lui vine încărcat de puterea lui. Învățăturile Domnului Isus sunt însoțite de puterea Domnului Isus. Și foarte important să înțelegem atunci Ioan 7 cu 17. Știința zice așa, orice idee nouă e o teorie. E o teorie până o pui în practică. Și dacă merge, dacă lucrează, nu mai e teorie. Ai verificat-o în practică și nu mai e teorie, e știință. Domnul Iisus e cel mai de știință om din lume. Vreți să știți dacă învățătura mea e a mea, a omului sau a lui Dumnezeu? Știința. Ia-o și trăiește-o. Și când o vei trăi, vei vedea că se întâmplă minunile lui Dumnezeu. Și vei zice, nu-i de la om. E de la Dumnezeu. Ia învățăturile mele, ia-le în serios, dacă el mi-a spus să fiu flămând și însetat după dreptate, cinste, adevăr, eu de aici înainte, da, al meu va fi da și nu va fi nu. Dacă el îmi spune să nu mai pângăresc ochii, pentru că dacă îi pângăresc, comit adulter în inima mea. Eu am grijă la ce mă uit în internet sau la televizor sau. Nu bag în ochii mei ceva murdar.
așa mi-a spus Domnul Iisus și am grijă să nu mă mai pângăresc. Dar cine poate? N-ai priceput? Poruncile lui îți vin încărcate de puterea lui. Și când tu începi să le trăiești, dintr-o dată zici, Domnule, merge, am putere. Pentru că toate poruncile Domnului Iisus, care sunt imposibile, și despre care tu zici, atunci cine poate ajunge în cer? Cei cu neputință la oameni e cu putință la Dumnezeu. Ce-am învățat în anii aceștia a fost să-L văd pe Dumnezeu ca Sfântă Treime, trei persoane care mă doresc între ei, dar care îmi spun ca să fie între noi, iei învățăturile Domnului Iisus și le trăiești. Îți formezi caracterul prin învățăturile Domnului Iisus. Atunci te califici să vii între noi. Dacă vrei, dacă te apuci de memorizat și după aceea te apuci să le aplici, noi îți vom da toată puterea lui Dumnezeu. Și treptat, treptat vei fi ca noi. Te vei califica să fii între noi. Invitația lui Dumnezeu e la trăirea cu Sfânta Treime. Aceasta e invitația lui Dumnezeu. Uită-te la noi ce frumoși suntem. Nu vrei să fii cu noi? Nu vrei să fii ca noi? Încă un gând și apoi plecăm. Relațiile din Sfânta Treime, după ce te îndrăgostești de ei, după ce înveți să fii ca ei, relațiile alea le aduci în casa ta. Și cum trăiesc ei între ei, înveți să trăiești cu soția ta, cu copiii tăi și cu părinții tăi. Relații trinitariene. Și când învățăm să trăim așa, e raiul pe pământ. Noi ne pregătim de pe aici să ne potrivim cu Sfânta Treime. Aceasta e învățătura de bază a Domnului Iisus. Cu ajutorul Lui, mâine seară vom merge mai departe. Să înțelegem și frumusețea Sfintei Treimi și să înțelegem și frumusețea învățăturilor Domnului Iisus și frumusețea de a trăi între noi cum ne învață Domnul Iisus. Haideți să ne ridicăm.